starele de care avem nevoie pentru a începe acest seminar. Încă de aseară am pregătit camera și după experiența avută la Cluj acum o lună, s-au fost 200 de oameni și unde am simțit puternic mesajul iertare, l-am pregătit pe Rafael. Rafael este unul dintre arhanghelii importanți și el se ocupă cu vindecarea. De obicei, iertarea merge mână-mână cu vindecarea și nu doar iertarea, dar în special iertarea, pentru că foarte mulți dintre noi, fără să ne dăm seama și fără să conștientizăm, încă nu am iertat pe toată lumea. L-am pregătit pe Rafael, iar mesajul pentru acest seminar este abandon. Toată noaptea și azi de dimineață, pe lângă iertare, astăzi vom atinge puțin și subiectul abandon. Bineînțeles că prima care trebuia să primească mesajul la acesta era mie. Am plecat. Încă de la început vreau să vă spun că fenomene gen acesta în care fața mea se umple de apă, căscatul, tusea, da? Strănutul, plânsul, sunt normale. Sunteți într-un spațiu sigur. Cine stă în prima bancă o să poată să urmărească dacă ceea ce spun eu. O să vedeți exact cum am spus prin... Sunteți într-un spațiu sigur. Sunteți protejați. Sunt convinsă că nu a venit nimeni aici ca să judece ce face cel de lângă el, dacă plânge, uite, plânge, Nu judecă nimeni, nu-i așa? Am o impresie greșită. În general, prin spațiile pe care le facem, oamenii care trebuie să ajungă, ajung. Nu. Așa că... feel free! Da? Free Willy. Să plângeți, să căscați, să transpirați, să sughițați, whatever. Nu vă blocați, vă rog, pentru că face parte din curățare. Și chiar dacă poate nu realizați, în principiu, în astea două ore putem să vorbim și despre ploaie și despre moda la Paris, pentru că informațiile subtile și energiile pe care le veți primi se transmit în principal altfel. Da? Din simpla prezență. Când Roxana a ales data de 25 mai, a ales-o întâmplător. Deci, armele și picioare. Da. Deci era clar că trebuia să vorbesc despre acest 25 mai. Nu știu ce o să vorbesc. Încă o dată, vă spun. Abandonul face parte din lecția mea, inclusiv astăzi. La prima conferință aveam 10 pagini scrise și pe parte și pe altă. La a doua conferință, că sunt la a treia conferință. Seminarul, whatever, nu contează. Important ce e ce transmite. La a doua, la Cluj, în fața la 200 de oameni, aveam niște foi mai mici. Astăzi nu mai am, am carnetelor, fac câteva idei așa, ca să nu mă pierd, că vorbesc mult, dar mi-am dat seama că nu. Nu eu vorbesc. Da? Deci, în momentul în care încep să vorbesc, să știți că sunt doar mesajele care trec prin mine și trebuiau să ajungă la dumneavoastră. Foarte mulți mentori spirituali și foarte mulți coach de dezvoltare personală etică consideră că nu, cuvântul
cuvântul trebuie nu este un cuvânt potrivit. Și așa este, viața de zi cu zi, nimic nu trebuie. Totul e la liber arbitru. Când vorbim despre divinitate și despre îngeri, chiar și în invocarea îngerilor există acest cuvânt și de aceea eu îl folosesc când spun că ceea ce trebuie să vă transmit în sensul că ce vine de sus și ajunge la dumneavoastră, da? Dar în viața voastră de zi cu zi, nimic nu trebuie, pentru că aveți liber arbitru și este doar decizia voastră dacă este da sau dacă este nu. Dacă fac sau dacă nu fac. Dacă mă implic sau nu mă implic. Dacă iert sau nu iert. Dacă mă pun în suferință sau aleg să fiu fericit. Este liber arbitru și bucurați-vă de acest liber arbitru, pentru că este o persoană care de la 21 decembrie nu mai are liber arbitru. Așa că bucurați-vă foarte mult de el, pentru că vă dă posibilitatea să evoluați. Liberul arbitru v-a fost lăsat pentru a vă duce sau nu la îndeplinire misiunea personală de viață. În funcție de deciziile pe care le luați, așa ajungeți să evoluați, să stagnați sau să involuați. Și acum hai să spun clar, să vă spun un mesaj pe care îl spun tuturor. Dumnezeu vă iubește. Dumnezeu vă iubește foarte mult. Tot ce înseamnă divinitate pe voi ca spirite, pentru că voi sunteți spirite și ființe luminoase. Aici, pe pământ, e doar o experiență. Ați ales-o. Nu ne aducem aminte, e adevărat. Dar face parte din alegerea făcută, înainte să ne întrupăm. Nu ne aducem aminte că am vrut să avem viața asta, am vrut să avem întâmplările astea în viață, am vrut să trecem prin situațiile unele extrem de dificile, pe care le-am ales cu bună știință. Sau liberul nostru arbitru ne-a dus către ele. Cel mai important este cum le depășiți. Dar Dumnezeu vă iubește și nu vă judecă. Deci imaginea aceea a unui bătrân bărbos care atunci când părăsiți acest corp și vă întoarceți acasă, bine, și ce-i făcut? Ia să vedem. Nu este. Nu așa se întâmplă. Toată lumea vă iubește și când vă veți întoarce acasă, toată lumea vă va primi cu brațele deschise. Noi suntem cei care... Poftiți! Noi suntem cei care suntem cei mai duri cu noi. Și am să mă întorc la chestia asta cu cel mai mare păcat, pentru că despre asta este vorba. Aveți aici un loc, dacă doriți, sau e ocupat. Aici în față. Și aici în față. Și în față. Însă, înainte de asta, se spune să vă spun de data de 25 mai. Nu am studiat-o, n-am ales-o după un anumit considerent. Dar ieri, da, deci nu mai mai devreme, ieri am primit un mail. Un mail în care ne anunțau că astăzi se deschide un nou portal. La ora 22 și 10 minute, da? Și că este de datoria fiecăruia dintre noi să facem la aceea oră o mică rugăciune pentru ridicarea planetei. Pentru ridicarea vibrației planetei. Ce înseamnă asta? Și iată cum o să vorbim despre îngeri, vorbim despre altceva, dar v-am spus, eu mă las ghidată și o să ajungem și la îngeri. Da, exact. Probabil informațiile care sunt necesare a fi transmise în momentul acesta. N-am studiat, vă spun doar ce îmi vine, ce mesaj îmi vine. Bunul Dumnezeu a decis ca această planetă, care era o planetă de dimensiunea a treia, să treacă într-o nouă dimensiune.
respectiv în dimensiunea 4. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că energiile de pe această planetă se vor schimba. Respectiv, cei care doresc să trăiască în continuare în întuneric și să acceseze sentimente de vibrație joasă, cum ar fi? Hai să vedem, ca să vedem că să nu fie un monolog așa, să am senzația că vorbesc singură. Sentimente de vibrație joasă, ia să vedem. Vinovăție. Invidie. Trufie. Frica. Cel mai mare dușman al omului este frica. Ce înseamnă frica? Lipsa credinței. Da? Ego. Foarte mare și egoism. Durere. Furie. Mânie. Mândrie. Ură. Sunteți foarte buni. Ați fost pe lecție. Da. Deci Tatăl nostru Ceresc, Sursa, Universul, Dumnezeu, Bunul nostru Părinte, cum vreți voi să îi spuneți, da? Totul este energie. Da? A decis că a venit și rândul planetei Pământ să treacă într-o nouă dimensiune. Știți cum e cu trecutul acesta într-o nouă dimensiune? Și la Cluj am făcut comparația asta. Este ca saltul în înălțime cu prăjină. Aveți în minte cum alergăm cu prăjina, punem prăjina jos, ne înălțăm, aici este ștacheta, trecem peste ștachetă, coborâm lin, aterizăm, ne ridicăm, ne scuturăm și mergem mai departe. Saltul ăsta nu se face așa. Da? Adică nu e. Gata, s-a făcut saltul. A început din 1950. În 1950, când Dumnezeu a decis să trimită pe Pământ spirite elevate. De pe alte planete chiar. Planete care se află normal în altă dimensiune și se mai duc ai noștri cu roboțelul pe Marte. Tă-tă-tă cu roboțelul. De metan, așa se uită în stânga dreapta și nu văd nimica. Nu există viață pe Marte. Normal că nu există, pentru că nu este vizibilă ochiului nostru al oamenilor care trăim în dimensiunea a treia. Ați văzut profețiile de la Celestii? Da, da, da. Ați văzut finalul filmului în care ei deja trecuseră în a cincea dimensiune? Da. Aici o să fie o problemă, pentru că în momentul în care o să treceți, și o să treceți, că dacă sunteți aici, considerați deja în a patra dimensiune, altfel nu ați putea să suportați vibrația și v-ați ridica și ați plecat. Mulți dintre voi nici nu sunteți conștienți de chestia asta sau mulți dintre voi, poate chiar și în momentul ăsta, vă uitați la mine și vă întrebați despre ce vorbește. Informațiile vin acolo și atunci când trebuie să vină. Da? Riscul este, sau tristețea este că nu toți din jurul nostru trec odată cu noi. Și atunci e greu să faci adică ești pus prin liber arbitru să faci compromisuri sau nu. Respectiv, tu treci și restul familiei rămâne. Ce faci? Exact în finalul filmului, asta au făcut ei. Ei erau deja în dimensiunea a cincea. Prietenii lor erau prinși în dimensiunea a treia de oamenii răi, iar ei au coborât, deci au căzut din dimensiunea a cincea ca să îi apere. Greșit. Dar suntem oameni, da? Greșit pentru că tu muncești atât de mult să ajungi la o anumită dimensiune și prin liberul tău arbitru, încercând să faci ceva bun pentru altcineva, tu te pui în suferință, cobori vibrația și nu e ok. Dar cum nu suntem 100% puri,
O facem și pentru că avem karma. Și pentru că avem o relație cu persoana respectivă. Și pentru că este scris să fie așa sau ne-am ales dinainte. Inclusiv această cădere. Și chiar și în această cădere nu este nimic greșit. Pentru că, de fapt, Dumnezeu vrea să vadă cum anume treceți peste situațiile de genul acesta, în care chiar sunteți pus să luați niște decizii, nu știu, incomode, să-i spun. Da? Contează foarte mult cum anume faceți acest lucru. Și să mă întorc la data de 25 mai, se deschide un nou portal. Cel mai important salt, de fapt saltul acela peste ștachetă, a fost 21 decembrie. Știe toată lumea asta? Nu. Ok. Atunci s-a decis ca Pământul să treacă într-o nouă dimensiune. Da? 21 decembrie 2012. Urmează și alte salturi. Sunt 3 salturi. Până în 2030 vor mai fi 2. Însă astăzi se deschide, ca aceste salturi să fie posibile, se deschid portaluri energetice. Știe cineva care este cel mai puternic portal energetic din lume? La Pădurea Vatican, nu? Nu? Cine? Eu. Nu, dar cine nu îmi ți bucești? Eu, nu ți bucești. Da, dar cine? E foarte bine. Asta e atitudinea. Sfinxul. Sfinxul, da? Deci și șamanii din Peru știau de Sfinxul nostru. Cele două, de fapt, cele două puncte importante energetice de pe planetă sunt America de Sud și zona aceasta, România. Cer scuze, pentru că vezi, de aici pornește totul. Faptul că voi nu aveți încredere în voi ca spirite. Voi sunteți toți minunați, frumoși, deosebiți. Nu sunteți cu nimic mai prejos de budistul care levitează în Tibet. Doar că el are încredere și voi nu. Dar noi, ca oameni, Dumnezeu ne-a pus într-unul mai puțin și într-altul mai mult. Noi toți avem tot ce poate să facă un om pe Pământul ăsta, să țin stare și voi. Te poți trezi mâine dimineață și să fii activat și să începi să levitezi. Să zici, wow! Și asta vă spun în experiență. Nu levitezi, dar fac într-un gen seminar de genul acesta. Da? Și, da, unii nici nu măcar nu cer. Se dă, ia legi. Da. Pentru aceste salturi, da, aceste trei salturi importante, între aceste trei salturi importante, și nu vă spun care sunt două, că nici nu contează. Contează ca fiecare dintre voi să înțelegeți că ați venit pe Pământ special în această perioadă. V-ați ales, a fost bătaie, coadă cine să vină acum pe Pământ. Pentru că transformările acestea care au loc, știți bine, se întâmplă la 11, mii de mii de mii de ani. Și atunci ca spirit, că atunci când sunteți destrupați, voi știți, toate informațiile astea le aveți așa. Da? Și atunci ca spirit ați zis, wow, păi și eu vreau pe Pământ acum, să simt. Tocmai pentru că ai spus că tu ești un punct energetic și asta este foarte important, pentru că toată lumea este un punct energetic. Și s-a așezat lângă mine. E bine. Considerați că Bela face parte din terapie, dacă putem să spunem așa. Deci fiecare dintre noi este la fel de important pentru Dumnezeu. Aici, pe Pământ, în momentul acesta, fiecare dintre voi este la fel de important. Sunteți toți unul. O singură ființă, o singură persoană, un singur Dumnezeu. De ce? Pentru că voi, fără să conștientizați, îl aveți pe Dumnezeu în voi.
multe ori ne rugăm, dăm Doamne, dăm Doamne, dăm Doamne, și nu realizăm că Dumnezeu nu dă. Ai vrea să vă speriți, să vă spun că sunteți cumva cam pe cont propriu. Dar Dumnezeu veghează. Iar ceea ce voi v-ați ales să faceți, faceți. Însă. Ajungeți și la recunoaștere. Însă, tot ceea ce v-ați ales să faceți, înainte să veniți pe pământ și să vă pierdeți între facturile de la gaze, lumină, a fost să ajutați planeta în acest moment al evoluției ei. Toată lumea a venit ca prin simpla prezență, fără măcar să-și dea seama. Prin simpla prezență, prin energiile cu care a venit pe această planetă, fiecare persoană în parte ajută la ridicarea vibrației planetei. Ei, această ridicare este cu atât mai puternică în momentul în care sunteți conștienți de asta. De aceea eu vă rog, și o să vorbim și despre îngerii în curând, să conștientizați că această zi de 25 mai, pe care Roxana a ales-o ca data al seminarului, n-a fost întâmplător aleasă. A fost aleasă ca voi să primiți acest mesaj. Astăzi, la ora 22:10, seara, este suficient să spuneți: Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, eu te las să treci prin mine. Fă-mă canalul tău, că și așa nu știm ce să facem. Adică asta e clar, nu ne aducem aminte, nu știm. Eu îți permit, în momentul acesta, să treci prin mine. Toate energiile de care această planetă are nevoie, în momentul acesta, al deschiderii celui de-al N portal. Că nu are ținut al câtelea, ei nu contează. Important este că aceste portale fac baza, pregătesc baza salturilor următoare. Și o să vedeți că în 30, 40, 50 de ani, viața aici pe pământ se va schimba. Mulți spun, nu mai prind eu vârsta aceea. O să fiți surprinși. În funcție de cum vă îndepliniți misiunea de viață, misiune de viață care acolo pe lista ei are și ziua de astăzi, o simt și o știu că astfel n-aș vorbi despre ea astăzi, în funcție de cum vă îndepliniți misiunea de viață, viața se lungește. Tot a intrat domnul Mureșan, are o vorbă urâtă cu bătrânețea. Așa este. Dar știți de ce este? Pentru că în timp, prin deciziile noastre, prin liber arbitru și prin modul în care noi acționăm în anumite situații și modul în care ne întoarcem la neiertare, care chiar este o problemă, noi îmbolnăvim întâi vin în structuri în aură și apoi trec în planul fizic. Și când ați ajuns deja în planul fizic, ne îmbolnăvim. Și atunci spunem, dar eu cred că toată lumea știe că fiecare boală are un corespondent spiritual. De ce? Boala nu este o boală. Boala este o boală a sufletului. Voi, de fapt, ați îmbolnăvit un sentiment anume, iar acel sentiment v-a creat boala pe care o aveți. Se tot vorbește despre vindecări uimitoare de cancer. Eu cred că sunt conștientizări uimitoare. Nu vindecări uimitoare. Adică se duc cumva pe fir și văd că, de fapt, își urăște mama moartă și nu a reușit să depășească momentul și n-a iertat-o. Și atunci, din geamuri, nu mă mai gândesc la ea, dar, de fapt, ea în sufletul ei n-a iertat-o și toată această neiertare, suferință, ură, mânie, a creat boala. În momentul în care și-a făcut iertările cu mama, și a început normal să se alimenteze sănătos, că să știți că și alimentația și sportul, cu care eu nu sunt prietenă, dar asta e, trebuie să vă spun. Adică, știți pe ce nu faceți, ce spune preotul, nu ce face preotul. Da? Deci, alimentația și sportul sunt foarte, foarte importante. Dar,
pe lângă alimentație și sport, la nivel subtil, în primul rând, când aveți o boală, trebuie să vedeți ce reprezint. De exemplu, vă dau un exemplu că mi se întâmplă des. Gâtul, nu doar gâtul, da? Când vă doare partea de sus. Înseamnă că ați vrut să spuneți ceva și n-ați spus, da? Când vă doare partea de jos, înseamnă că ați spus prea rău. Și ați rănit pe cineva. Pentru că aveți voie pe pământ să faceți ce vreți voi, că aveți liber arbitru. Să treceți prin ce experiențe vreți voi, dar să nu răniți intenționat altă persoană. Acum că, de obicei, urmarea faptelor noastre e o consecință, de fapt, că alții din jurul nostru care fac un mai mare atașament pe noi sunt răniți, asta este o altă discuție. Dar tu să faci în mod intenționat rău cuiva, ăsta este un mare păcat. Și v-am spus că Dumnezeu vă iubește și că nu vă pune la zid. Dar stați liniștiți că plătiți. Și mai am o veste foarte importantă pentru voi și vreau să vă spun de la început. După 21 decembrie nu mai există plată. Da. Adică planeta a trecut din legea karmei în legea iubirii. Vreți, nu vreți, mai ales, apropo, aveți grijă, trec de la una la alta, aceștia care vă rugați, dă-mi, Doamne, să-mi plătesc eu acum toată karma. Aveți grijă ce vă rugați. Deci aveți grijă și au, au. Deci aveți grijă ce rugați. Că vi se dă. Dar hai să vedem dacă puteți să duceți. Mare grijă. La ce cursuri vă duceți. La ce meditații, la ce... Deci, să știți că, de obicei, cei care fac cursuri și meditații, scriu acolo, o să fie o meditație de citiți bine și cu atenție. Nu luați așa subiectul și hai să mă duc și eu. Că nu știți ce accesați. Gândiți-vă foarte bine. În primul rând, plătirea karmei, de foarte multe ori, înseamnă pierderea persoanelor de lângă voi. Adică, gen, da, Doamne, curăță-mă de energii negative și te părăsește nevasta. Ce deduce de la asta? Nevasta de energie negative. Serios? Nevasta de energie negative. Am dat un exemplu, am vorbit de bărbați, acum vreau să-i fac și pe ei. 2, 3, sunt 4, 5. Să se simtă. E, bărbați, să nu-ți adevăr. Asta e adevărul, da? Aveți grijă ce cereți, pentru că începând cu 21 decembrie, cauză și efect. Nu mai este, stai așa că acum am dat o bară, la nu știu ce am făcut sau așa, și o să plătesc eu, mă întâlnesc eu ăsta în altă viață și... Nu. Eu v-am avertizat. Da, plătim pe loc neapărat în secunda asta, dar oricum scurt, în scurt timp. Da, de multe ori... Da, că se materializează mult mai repede lucrurile, pentru că și în momentul care... Și acum, da, am înțeles mesajul, o să transmit. Și încă un lucru la fel de important, aveți grijă ce gândiți. Pentru că din 21 decembrie ce vă gândiți, aia se materializează. Și cum românul, în special românul, că eu am umblat mult în lumea asta. Mă, deci românul are un dar, frate, puternic, de a-și dori exact ce nu vrea să-i se întâmple. Deci el are așa modul ăsta al nostru de exprimare, gen, dă Doamne să nu plouă astăzi. În loc să spună, Doamne, vreau să fie soare! Deci, asta este diferența. Controlați-vă gândurile la cel mai mic. De la cel mai mic până la cel mai mare. Da? De la cel mai mic până la cel mai mare. Pe pozitiv, nu pe negativ. Nu. Nu există în univers. Universul nu cunoaște negația. Nu cunoaște. Doamne, te rog, dă Doamne să nu am, să nu fiu sărac, dă Doamne să nu știu ce... Sunt bani, adică, da, nu să nu fiu sărac. A, și cu chestia, nici toate acolo, nu, pentru că voi ați uitat cine sunteți. Voi sunteți spirite înalte, da?
unii mai înalți decât alții. Da, toți suntem la evoluție. Oricât de înalți am fi, când am pe pământ, s-a terminat șmecheria. Da? Nu mai există ăla, genul X, Z, nu. Toți suntem la fel aici și fiecare ne îndeplinim treaba cum putem. E, sunteți spirite, luminoase, iubitoare, înalte, pe care Dumnezeu le iubește. Da? Și când veniți pe pământ, uitați de unde ați venit, pentru că așa v-ați ales, așa este. Eu am zis că atunci când mă întorc, o să mă duc în Consiliu și o să zic măcar 20% așa, să ne las. Măcar, adică eu care în ultimul an pe mine și m-a luat așa, și cu mine, uite, așa a făcut, de nici acum încă nu m-am trezit bine, adică am trăit 40 de ani. Și unde eram? Adică despre ce vorbim? Nu că n-aveam cunoștințele, le aveam în subconștient. Nu erau activate. În momentul în care i-au considerat că e momentul. În momentul în care i-au considerat că e momentul, au să-și fac. Vorbește cineva în capul meu? Da. Ce să fac? Unde să mă duc? Cine e John of God? De ce trebuie să ajung acolo? Cine e John of God? Da? Deci, și nu vă speriați dacă o să mi se întâmple și vouă la un moment dat. Pentru că, revin, nu întâmplător v-ați întrupat pe pământ în acest moment al vieții voastre. Și ca să vă dau și o veste bună, să știți că Dumnezeu a renunțat, între ghilimele, la unii dintre cei mai importanți, unele dintre cele mai importante spirite din jurul lui și le-a trimis la întrupare pe pământ. Cum? Nu încă, dar o să vin. Mai mult! Caraghe? Nu, mai sus. Da, deci în acest moment aveți ajutoare foarte mari pe pământ. În acest moment, în momentul ăsta, sunt întrupați 20 de spirite mari. În tot pământul, nu aici, nu vorbim în România sau... Sunt și în România, dar... În tot pământul sunt 20 de spirite mari. Ca să nu mai vorbim de sfinți, de alte spirite care trăiesc pe ceruri înalte, ceruri la care toți am dorit să ajungem. Da? Nu toți au venit cu liber arbitru. Adică la modul că nu toți au vrut să se întrupeze, dar au fost trimiși. Cred că nici 3 sferturi din ei nu știu de ce au venit sau cine sunt. Ca să vă dau încă un exemplu. Cât de egali suntem aici pe pământ. Dar sunt trimiși strategic ca prin ei, doar prin simpla lor prezență, să se treacă acele energii pe care divinitatea le dorește a le aduce în acest moment pe pământ. În acest moment, important pentru planeta noastră, pentru că ea trece din a trecut, dar suntem în proces de a trece din dimensiunea a treia în dimensiunea a patra. Ce înseamnă dimensiunea a patra? Știe cineva să spună? Iubire necondiționată. Iubirea necondiționată. Ce înseamnă iubire necondiționată? Iubire divină. Dumnezeu. Nu întâmplător v-ați ales să veniți pe această planetă. Pe această planetă evoluați peste 90%. Pe alte planete evoluați 2-3%. Iar stând degeaba în cer, stagnați. Sau, nu neapărat, dar oricum. Da? Dar e listă mare aici să se vină pe pământ. Și când ajungem aici, zicem, Doamne, dar de ce eu? Dar ce am făcut? Dar de ce mi se întâmplă asta? Dar de ce nu aia? Dar cum am pierdut toți banii? Dar ce trebuie să fac? Dar de ce nu pot să-mi plătesc nu știu ce? Dar de ce să... Pentru că uităm de fapt că noi ne-am dorit foarte tare să venim aici pe pământ ca să evoluăm. Și în momentul în care ne întoarcem, ne aducem aminte. De ce? Pentru că știți foarte bine poveștile. Eu nu știu dacă sunt foarte puțini oamenii... A, și iadul e aici pe pământ. Nu vă gândiți că plecați, nu știu, unde e și... Da? E aici. Și vreați voi. Voi cu gândurile voastre. Vreți trăiți în iad? Trăiți. Nu este cazul oamenilor din această cameră, încă o dată vă spun, pentru că nu ați fi ajuns, n-ați fi putut să stați în această cameră. Și n-ați fi ajuns în jurul meu. Și în jurul meu când spun, repet, luați-mă ca pe un canal în momentul ăsta, nu ca pe persoana Rita și atât.
Vă dați seama că și pentru mine a fost foarte greu să fac switch-ul acesta. În primul rând, doamne, ce să crede lumea despre mine? Sunt nebună! Oh, Leo! La mine mesajele sunt foarte clare. Hai de făcut aia, 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 aia. Nu fac? Nu, eu știu ce am făcut. Ce am făcut? Eh, nu la toată lumea e așa. Și e bine. Voi aveți liber arbitru. Voi puteți să alegeți să faceți. Și asta este foarte important. Da? Am vorbit despre 25 mai, care nu era în plan. Acum, aș vrea să știu dacă cineva de aici din sală cunoaște ierarhia îngerilor. Știe cineva? Eu nu știu unde am fi raporat. Eu știu de pe camera. Și vă ziceam. Dacă mă scapă și pe mine cineva, mă zic, lasă că întreb. Un lucru, înainte să vorbim despre îngerii, doresc ca dumneavoastră să țineți palmele așa pe picioare, să respirați de două ori adânc și în a treia respirație să rostiți cu vocea minții că primiți, că sunteți de acord să primiți toate darurile pe care ei le au de transmis prin mine acum. Așa să fie. S-a împlinit. Bun. Ierarhia îngerilor. Știți ce e ciudat? Că cu toate că am învățat-o la școală. N-am învățat-o pe de rost, pentru că nu mi-a atras atenția la momentul acela această informație. Și să știți că veți mai primi de-a lungul vieții foarte multe informații care le primiți, fac, le rugați în cutiuță, dar la un moment dat vin peste voi. Știi despre, dar nu știi tot ce încerci să cauți. Da? Că și eu de când eram mică știam că e un tunel cu lumină, pusesem și pe el la un moment dat, știam, da, că există vieții anterioare, da? Abia pe la 20 și ceva am început să citesc sau să văd filme, abia pe la 30 și ceva am înțeles de fapt despre ce este vorba. Dar nu fiți duri cu voi. Și uite cum ajungem în loc de ierarhia îngerilor la cel mai mare păcat al omului. În primul rând, cel mai mare dușman al omului am stabilit că este... Noi. Cel mai mare dușman al omului este frica. E cu ego. Depinde cum îl privești pe ego. Dacă l-am crescut, acum să-l abordăm două fraze. Ego-ul depinde cum îl priviți. Dacă sunteți prieteni cu ego-ul dumneavoastră, e ok. Dacă lăsați să-l domine, nu e ok. Dacă ego vă scoate din anumite situații și vă și protejează. Adică îi dați putere. Dacă i-a dat lui putere, ego, mândrie, eu sunt cel mai tare, eu sunt cel mai mare. Și până în mai nou, am observat această mândrie spirituală. Adică eu sunt, dar știam. Eu am scris acolo în cursul ce am făcut eu anul trecut, ca să puteți să înțelegeți voi că nu vine Rita Mureșan să vă vorbească despre haine și îngeri, ci chiar știu despre ce vorbesc. De asta mi-am enumerat pe undeva ați scris pe Facebook sau un client. Da? Ego-ul ăsta spiritual mi se pare foarte tare. Poți să mergi cu mine în felul că eu nu iau pe oricine. Ok. Dar poate habar nu-i cine sunt eu. Așa, cu atât de amenaj. Da. Deci ego-ul e bun. Cel mai mare dușman al omului este? Ca la școală? Tare, ca să înțelegi. Ce înseamnă apariția fricii?
Lipsa credinței. Lipsa credinței. Că dacă credința e de la tine, în tine, în îngerii din jurul vostru și în Dumnezeu. Da? Deci, clar, frică înseamnă... Și nu vă speriați, că și la mine dacă latră un câine mă sperie. Deci, vă vorbesc de frica aia adâncă, de frica aia în care nu-ți mai găsești liniștea și tot ce faceți, faceți sau toate gândurile voastre sunt extrem de dense, ca să zic așa, da? De o vibrație foarte joasă și culmea, surpriză, începe să le și materializați. Surpriză, că nu o să am, că ce să întrețin familia, că nu o să fac, că nu o să aia, aoleu, ce mă fac, ce nu știu ce. Mamă, mi-e frică că mă părăsește, că nu o să mai găsesc pe nimeni, că nu o să mă... Și de ce ți-e frică în seara? A, clar că pe 21 decembrie a spus-o și la Cluj și a spus și acum. De ce vă este frică? Nu o să scăpați. Aveți grijă la gânduri, revin a treia oară cu acest mesaj. Aveți grijă ce gândiți, pentru că o să începeți să materializați mai repede decât vă așteptați. Bun. Ierarhia îngerilor. Îngerii sunt împărțiți în trei categorii și fiecare categorie are câte trei categorii, să spunem, da? Subcategorii. Prima categorie, și eu am să vă spun, dacă vreți să vă puteți și nota, eu am să vă spun și ce reprezintă fiecare categorie, da? Deci, îi spune categoria 1, 2 și 3. Din categoria 1 fac parte serafinii, heruvinii și tronurile. Mesajul este pentru mine, dar nu spun nici dacă mă fiști cu cea. Serafini, își pare de un din cer, parcă mă da. Serafimii sunt lumină pură, da? Sunt îngerii care stau lângă tronul lui Dumnezeu. Dumnezeu fiind o energie pură, da? Serafimii sunt lumină pură. Și ce fac serafimii? Știe cineva? Cântă. Bravo, da. Deci ei cântă. Ei cântă tot timpul. Serafimii. Și au trei ani, da? Unul ajuns și două cel. Asta, să știți că îngerii sunt androgini, nu au formă, nu au sex, nu au vârstă, nu au... Și nu au nici aripi, teoretic. Dar ca pentru cultura noastră, da? Pentru cultura noastră, ca și în biserică să vă explic ca să puteți să știți, când mă uitați în pictură, să știți, ăla e un serafim, ăla e un cherubim. Deci ei sunt cei care au trei ari. Da? Trei perechi de ari. Trei perechi de ari. Trei perechi de ari. Exact. Cherubimii câte perechi de ari? Cine mai zice 6? 6, da. Și acum primesc și eu un mesaj. Deci am fugit de cifra 6 în ultimele două luni din 9-7. Acum, abia acum îmi vezi, primesc și eu un mesaj. Mulțumesc! Mie nu-mi place cifra 6, nicio. Și, în general, noi n-ar trebui să avem chestia asta. Cu nimic. Îmi place, nu-mi place. Nu, atâtea trebuie să le luăm și să le luăm ca atare, să le lăsăm să curgă prin noi. Să nu avem, îmi place persoana aia sau nu-mi place. Clar avem chestia asta. Pentru că la unii chiar vin pe karma anumite persoane și când te întâlnești cu ele, nu știi, dar ți-e antipatic. Să n-ai, nu știi de ce, dar ți-e antipatic sau omul altul l-ai luat în brațe și zici, wow, te iubesc pur și simplu. Vin pe karma. Și nu întotdeauna cei care vă sunt antipatici înseamnă că nu erau buni. Sau aia pe care, de care vă simțiți complet atrași sunt aia buni. Depinde ce aveți de plătit cu spiritul respectiv.
Bun. Heruvimii. Ce fac heruvimii? Știți ce sunt heruvimii? Sunt înțelepciunea divină. Da? Deci ei sunt înțelepciunea divină. Ei transmit înțelepciune. Și au 6 perechi de aripi. Tronurile. Tronurile sunt justiția divină. N-am vrea să-i supărăm. Trecem la a doua categorie, în care avem domeniile, puterile și virtuțile. Interesant, nu? Virtuțile. Practic, de multe ori spuneam virtutea asta, sau de fapt sunt îngerii care vă dau calitatea respectivă. Îngerii de pe acest, din această categorie. Domeniile sunt intuiția. Puterile. Puterile sunt cei care țin registrele umanității. Acolo sunt cărțile fiecăruia dintre voi, cărți pe care le accesați când plecați din această călătorie și vă întoarceți acasă. Și acolo e scris tot ce faceți și, by the way, până și cel mai mic gând. Și până și cel mai mic gest. Și când ajungeți în fața cărții voastre, uite așa se duc imaginile și vedeți situații dintr-o viață întreagă, până cel mai mic detaliu pe care poate nici tu nu l-ai remarcat în momentul acela, că gândul tău a zis sau a făcut. Și nu doar atâta vedeți. Mersi. Vedeți și ce impact au avut asupra celor din jurul vostru. Aici. Bun. Puterile țin registrele, virtuțile sunt mână-mână cu tronurile și trimit energie spirituală pentru a ajuta oamenii. De exemplu, curajul extrem vine de la virtuți. Și noi aici pe pământ trebuie să avem curaj. Adică chiar trebuie să fim foarte curajos. Eu sunt de acord cu voi. Și cu toată lumea care crede asta. Și a treia categorie sunt principiile, arhanghelii și îngerii. Principiile veghează planeta și conducătorii, atât politici cât și bisericești, să ia deciziile potrivite. Să ia deciziile corecte. Arhanghelii sunt trupe speciale de forță. Da? Știți asta, nu? De exemplu, arhanghelul Mihail, cine este? Uite-l aici. Cine este? Conducătorul oștilor cerești. Da? De câte ori aveți o problemă, el vine și cu sabia, doar să-l chemați. Arhanghelii canalizează energia pozitivă de la Dumnezeu direct către oameni. Și lucrează cu ei când și unde pot. Adică cu oamenii, da? Și ajungem la îngeri. Îngerii lucrează zi de zi cu oamenii. Zi de zi. Ei sunt lângă voi zi de zi. Aduc informații și asistență de la Dumnezeu. Și vă ajută atunci când îngerii de ajutorul. Și din această categorie face parte și îngerul păzitor. La naștere ați primit 2 îngeri. Fiecare. Îngerul păzitor și încă un înger. Îngerul păzitor este îngerul care, indiferent ce faceți, nu vă părăsește niciodată. Îl aveți de la începuturile voastre ca spirite și o să-l aveți în vecii vecii. Stă aici pe umărul stâng. Sau în funcție de cum aveți polaritatea. Pe umărul drept, dacă sunt de stânga aici. Și puteți să faceți. Bună! Pentru că ei sunt atât de drăguți și de dulci și așa de mult așteaptă un semn de la voi. Și gândiți-vă că mulți dintre voi îi ignorați de o viață întreagă. Iar îngerul păzitor este îngerul care
este direct răspunzător de voi în momentul morții și noaptea în vise. El vă ia și vă duce în călătoriile astrale pe care toți le faceți în timpul nopții. Ce nu știți voi, că unii dintre voi care trebuie să pregătiți pentru anumite misiuni, se duc și la timpul nopții. Cum? Și la inițieri, da. Ele sunt școală. Școală. La școală. Da? Ok, la inițieri. Se duc în timpul nopții și vă treziți dintr-o dată, că știți să lucrați cu energia, că aveți intuiția mult mai dezvoltată, că telepatia, nu știu ce s-a întâmplat. Dintr-o dată așa ce tare sunt. Nu. Nu. Îngerii voștri, îngerul vostru păzitor s-a ocupat de, această, de acest lucru în somnul vostru. Și revin cu mesajul. Pentru Dumnezeu sunteți toți la fel de importanți. Și vă iubește necondiționat. Nu o să vă pună niciodată la zid tot ce veți face. Veți plăti voi, într-un fel sau altul. Dar este pentru că voi ați greșit, voi plătiți. Și mi-aduc aminte acum să vorbesc de cel mai mare păcat. Că rămăsese în datoare cu cel mai mare păcat, da? E adevărat că neiertarea este un păcat important. Dar mai mare decât neiertarea, pentru că poate neiertarea este chiar o consecință a acestui mare păcat, este judecata. Știți că se spune din popor că singurul care are dreptul să judece, dar surpriză nu o face, este Dumnezeu. Deci cum vă permiteți voi să judecați dacă nici măcar El nu face? Și știți care e problema cea mai mare? Că, în general, prin experiențe, lumea începe să mai lasă, mai ales acum, că vibrația e din ce în ce mai mare și lumea începe să se... Hai, lasă să-l ieși și pe ăla, lasă să treacă asta, el, în șef. Și uită un lucru foarte important. Că judecata nu înseamnă doar pe alții. Primul rând, pe tine. Și noi, cei mai duri, suntem cu noi. Clar. N-am făcut aia, nu m-am trezit la tine, n-am ajutat, nu mi-am scălat vase, nu mi-am dus copilul, nu mi-am aia, nu mi-am... Aoleu, m-am așteptat, tata, nu știu ce, n-am știut ce să fac, uite cum, uite ce mi-am ce am ieșit, mi-a ieșit pe gură, cum ar trebui să spui așa ceva, du-te la colț, stai pe coș de muncă. Nu. Dacă vine unul, cum? Păi, știți cum e asta cu dacă vine unul? Făcuți acum ce să faceți. Puneți pe deoată lumină în dreptul lui, trimiteți o cruce luminoasă, cadou, și tace. Facem pariu, mă contactați pe fel. Eu nu fac că mi-e frică, câteodată mai mă cer și cum unde mi-e dacă e tau, n-a energetică, acum așa. Un lucru de lumină, perdeaua de lumină, crucea. Este foarte simplu. Da? În general, să știți, cu cât sunteți mai luminoși și cu cât vă curățați mai tare și cu cât vă echilibrați mai tare, cu atât mai multe muște o să faceți la bec. Dar este o responsabilitate pe care trebuie să vă asumați. Da? Pentru că dacă vine musca și te gâzâie și tu începi să te enervezi, tu ai căzut, nu musca! Și eu asta mi-o spun mie. Deci asta era, mesajul ăsta era pentru mine, da? Când ai atâta cunoaștere, atâta evoluție, să zicem, atâtea inițieri și școli, cum ne spun eu, cum poți să... Haideți să poate, credeți-mă. Să poate chiar foarte bine. Important este imediat gândul, da? V-am spus gândul, foarte important. Și intenția. Imediat gândul, anulez tot ce am zis, ce am făcut, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Da? Este... Și, intenția. Uite, acum vorbim despre intenție. Și luăm o pauză. Nu știu cât e ce. Da, și o să luăm o pauză de 10 minute ca să puteți să mergeți la toaletă. Sau de 5, în funcție de cum vă întoarceți.
Intenția contează. Până și la cel mai rău lucru, dacă îi dați intenția potrivită, să mai curăți. Da? Și acum vreau să vă dau un exemplu, dar nu vi-l dau că e doamna profesoară în clasă. Deci, până orice ați face, da? De exemplu, și un lucru rău, da? Să zicem, să sunteți într-un post sau... Sunteți într-un post sau... Nu trebuie să faceți nu știu ce. Și faceți un lucru, de exemplu, beți un pahar de vin, să zicem, da? Deci, Doamne, l-am băut ca să mă împământenesc. Da? Deci îi schimbați vibrația, îi schimbați intenția. O rămânați. Sau un lucru, da? E un lucru. Bine, asta e un cristal, dar zice că e o lumânare. Da, ajung seara acasă, pe masă și o aprind. Cât ți-a prindeți lumânări? Bun. Le dați intenție? Da. Ce intenție? Depinde de problema pe care o... Stai, să ne înțelegem că la Cluj am avut această... nu candele. Că acolo e clar candela, e clar. Lumânarea pe care ți-o aprins. E lumânarea, trebuie să ai lumânarea. Da, dar eu zic așa, nu știu, din seara acasă mi-am primit să fac focus pe anumite afirmații și o las să... Adică faci ceva în mod deosebit, da? Și atunci, ca într-o meditație. Ok, eu vorbeam în general că nu faceți nimic, ați venit acasă și ați aprins o lumânare. Eu las asta, decorativ, ok. Atunci simt dacă ai nevoie de ceva când o aprins. Da. Și cer ceea ce ai nevoie. Nu poți să o aprins. Nu știu, asta este deja cu intenție de acord, dar eu vorbeam de zi. Ziua în care eu vin acasă și mi-o aprind în fața pur și simplu o lumânare și mă uit la televizor la capatul. Îți dau un exemplu. Am dat un exemplu. Da? E, atunci, lumânarea aceea sau orice lucru pe care îl faceți, dacă îi dați o intenție, se schimbă tot. Lumânare, dragă, te-am aprins. Curătești tu energiile negative ale mele de peste zi. Păi el o face. Totul este să comunicăm, să exprimăm intenția. Și luăm o pauză de 10 minute și vom vă spune cu lungeri. Care spune, și cumva ăsta a fost motorul meu la Cluj. Ca să obții ce nu ai avut, trebuie să faci ceva ce nu ai mai făcut. Iar la Cluj au făcut ceva ce nu au mai făcut niciodată. Ceva ce nici pentru mine nu vă să fac prea bine. Respectiv, o meditație. Mi-a fost foarte greu și mi este în continuare să mă acomodez cu această golește mintea, nu te mai gândi la nimic, intră în meditație. De mami. De la cine ai furat? De la mine. De ce? De la mine. Sunteți arziși pe special. Meditația este importantă pentru că dacă reușim să o facem chiar și un minut, două, trei, intrăm un pic într-o altă dimensiune. Da? Toată lumea mă întreba, inclusiv Măruța, cu trei zile, nu? Și n-am mai fost de un an la televizor, ca să zic așa. Dintr-o dată, se întâmplă chiar de ziua mea, aveam petrecere, până la fel, zic, nu mă duc, adică voi mi-ați spus să nu mai duc, acum voi mă trimiteți. Mă duc, mă duc la emisiune, etc. O găsiți pe net,
contează emisiunea, nici nu știu despre ce a fost vorba. S-a terminat, undeva am făcut o faptă bună, mă bucur cu ocazia asta, că l-am ajutat pe Tudorel. Tudorel care mie mi se pare un spirit extraordinar. Chiar dacă el este un pic retardat și un om de gunoi, cum zice, gunoiet, da? Așa? Pe drum de la Bustea, vorbeam cu Roxana și și care a fost ideea cu emisiunea asta, că nu... Deci, chiar... Poate asta a fost unul din motive. Da? Foarte bine. Deci, ok. Poate asta a fost unul din motive. Însă, ajungând acasă și vă fac o mărturisire și oricum nu dau nume, că nici nu cunosc pe doamna. O doamnă pe Facebook îmi scrie. Și atunci mi-am primit răspuns. În afară de faptul că, în mod normal și conștient, știam că dacă mă duc, m-am și gândit că spun și de seminar, deci îmi fac, să zicem, un pic de reclamă, da? Nu ăsta era neapărat motivul, da? Dar cineva mi-a scris pe Facebook așa. 15 joi la rând m-am rugat la Sfânta Rita, știți așa? Era Sfânta Rita, numele meu în ziua mea, da? Care este Sfânta Imposibilității, situațiilor imposibile. Da? Probabil că doamna avea o situație imposibilă și se ruga la Sfânta Rita să o ajute. Și a avut 15 joi acest ritual în care a citit cele 15 minuni pe care le-a făcut Sfânta Rita în fiecare joi. Da? Și în dimineața zilei respective, de fapt nu în dimineața zilei respective, cu 2-3 zile înainte, deci cam când am decis eu că mă duc, sau am dat ok-ul să mă duc la emisiune, și când am zis, ok, bine, miercuri, zic, miercuri, ziua mea, am să fie, nu te rog, miercuri, uite, așa doar atunci poate să vină Tudorel. Bine, Tudorel, miercuri de ziua, da? Și doamna îmi scrie, am citit cele 15 miercuri, joi, cazurile rezolvate de Sfânta Rita și am cerut ca de Sfânta Rita îngerii să îmi dea un semn că rugăciunile mele au fost auzite. Și ați apărut dumneavoastră Rita, vorbind despre înger la măruță. Și atunci am înțeles că e ok. Mă voi duce și încă o dată, asta e abandonul de care vorbeam și de care trebuie să vorbim astăzi. Este abandon. Îți vine ideea, îți vine mesajul, nu ești confortabil, nu ești compatibil neapărat, du-te și fă. Dacă îți stăruie, dacă îți zice, du-te, du-te, fă. Asta este un aspect. Celălalt aspect al abandonului e acela în care trebuie să vă abandonați. Sunteți atât de stresați, atât de încrâncenați pe probleme, pe datorii, pe familie, pe copii, pe ce vezi câtă dreptate am și cum scot de afară. Deci, v-am spus de la început că toate astea sunt curățări, da? Fiecare, până ce mai știu eu ce alte probleme au, cu boala, cu mama, cu tata, cu copiii, cu iubiții, cu soții, cu lipsa lor. Da? Suntem atât de preocupați de 1500 de lucruri și încercăm așa de mult să jonglăm între aceste probleme ale vieții, da? Încât uităm un lucru foarte important. Please, help! Și abandon. Deci, ajutorul vine în momentul în care aveți încredere. Dacă voi emiteți o rugăciune, o rugăminte, o dorință și începeți să o tocați în fiecare zi, ăștia zic, ce-i cu asta? Asta? Adică mi-a zis să fac asta. Eu mă pregăteam să fac asta și ea tot mă luat de la laptop cu asta. Asta este un mesaj și pentru mine, credeți-mi. Da? Tu
La revedere! E adevărat, răbdarea e o virtute. Nu face parte. Adică face parte, în ultimii ani chiar am început să am răbdare, dar nu este. Eu mă gândeam la lista mea, pur și simplu, e mai acoadă. Și mai mult. Universul nu are timp. Iar asta eu am văzut, am simțit pe pielea mea la Jogucat, în Brazilia, nu există timp. Există. Omul ăla poate să vadă 3.000 de oameni într-o zi. Când în fizic nu ai cum să-i vezi. Și în interviu. Și nu într-o zi. De la 10 la 12 și de la 2 la 6. Adică are și pauze, da? Maxim 3.000 au fost. Dar vreo 2.000 tot sunt. Iar 100% 1.500 pe numărate. În fiecare zi când el are. Nu e cum. El cu mine a stat de vorbă 20 de minute. Și ceasul ăla alb, că a zis să fim îmbrăcați în alb și am luat ceasul lui Fimea. Aveam ceas alb la Swatch. M-am dus cu ceas. Mă duc cu ceasurile mele. Pentru care mulțumesc cu recunoștință, domnule Mureșan. Alea scumpe și frumoase. Mă duc cu un ceas și eu de plastic. M-am uitat, era 10 fără 10. Am intrat în fața lui. Am stat de vorbă. Cu traducător, fără traducător, prin energii subtile. Pă, am ieșit 10 fără 10. Da? Pentru fiecare în parte, timpul se oprește. Deci, când nu e nimeni în fața lui, probabil că timpul merge. Când e cineva în fața lui, acolo pentru persoana respectivă și pentru el, timpul se oprește. Deci nu există timp. Acum, hai să fim serioși. Nu simțiți că 24 de ore nu mai sunt 24 de ore? Să vedeți cum să face niște salturi în timp, așa. Acum mai 20 de ani. Mai 40, eu am 23 forever, deci e treaba voastră cu faceți cu timpul. Eu m-am hotărât. Eu am 23. Punct. Deci, abandon. Învățați să cereți ajutor, dar să vă abandonați. Când aveți o problemă la serviciu, când nu știți cum să rezolvați o situație, când nu știți cum să reacționați într-o situație, când vă depășește pur și simplu. Stop. Închideți ochii. Respirați adânc de 2-3 ori. Lăsați lumina să pătrundă în cap, prin creștetul capului. Ajutor. Luminează-mă. Sau, Doamne Dumnezeule, Iisuse Hristoase, Fecioara Maria, toți sfinții, arhanghelii, îngerii, ghii spirituali, maestrii spirituali, și toți neamul meu care mă veghează și așa, vă rog frumos, am problema asta. Rezolvați-o. Nu cu milogeală. Pentru că dacă începe să vă milogine, înseamnă că nu știți cine sunteți și voi trebuie să înțelegeți că sunteți ființe luminoase și puternice. Și când ai spus îngerului tău, îngeraș, am problema asta, te rog frumos, ajută-mă. Tu nu cazi în genunchi. Nu. Cel mult la Iisus putem să cădem în genunchi de altfel păcatele. Adică El chiar cu asta se ocupă. Iertarea păcatelor, da? În rest, cu recunoștință, cu bunătate, cu iubire necondiționată, dar nu cu umilință. Ei nu vor să fiți umili. Dacă voi sunteți umili, înseamnă că nu ați înțeles cât de puternic și de important sunteți în acest, în tot acest, nu știu cum să-i spun, univers. Fiecare dintre voi este important, toți sunteți legați unii cu alții, tu poți să gândești greșit și doamna de acolo o să cadă pe scări. Tu n-ai nimic, eu am văzut pe scări. Pentru că s-a dus energia. N-ați văzut filmul acela în care o fată de nu știu unde, nu știu ce făcea
și apoi din țară în țară arăta și până la urmă s-a iscat nu știu ce tsunami și au murit nu știu câte sute de mii de oameni? Ați văzut filmul? Nu mi-aduc aminte cum se numește. Dar aici așa este. Da. Dacă fiecare dintre noi am stat frumos și ne-am abandonat în momentul în care nu mai găsim soluții. Și chiar și în fiecare zi, câteva minute, să zici îngerașii mei, eu mă abandonez la voi, dați mesajele voi. Sau am problema asta, voi ce spuneți? Și să-ți colești mintea de ego. Adică, aia zici, nu știu eu dacă mesajele sunt adevărate. Simplu, trimite-le în lumină. Dacă rămân acolo, înseamnă că sunt adevărate. Dacă se... înseamnă că era din mintea ta. Lucrați cu lumina, pentru că sunteți lumina. Tot ce aveți la exterior e doar o carcasă. Carcasă de care avem mai mult grijă sau mai puțin. Unii este mai frumoși, alții mai puțin frumoși după standarde. Dar noi suntem toți frumoși. Eu asta încerc să spun de ani de zile. De când nici măcar nu mă trezise. Eu întotdeauna am avut încredere în oameni și am văzut pe toți frumoși. Sau cum spun prietenele mele, eu la fiecare găsesc ceva bun. Așa am fost construită. Acum înțeleg și de ce, dar asta este o altă discuție mult mai personală. Nu știu să bârfesc. Îmi place, nu mă pricep. Deci nu mă pricep, pur și simplu. Bârfa e tot judecată. Și care am spus că e cel mai mare păcat? Judecată. Al doilea păcat, îl spun, dar necesită poate chiar un seminar, nici eu nu l-am înțeles 100% bine, dar vi-l spun, ca să știți, este acceptarea iubirii unui om care nu crede în Dumnezeu. Asta o dau așa ca demo pentru oameni. Așa am venit și eu astăzi la curs. Nu mai îmi fac plană. V-am spus, am început cu 10 pagini, scrise și pe pagină și pe alta și n-am citit niciun rând din ele. Acum, în carnețelul ăla, am citit ierarhia, ca să... și niciun caz, dacă faceam un plan al seminarului, tot nu cred că îl urmăream neapărat. Am spus, mă abandonez. Ce vreți voi să transmit, eu asta o să transmit. Ce e necesar ca lumea să afle sau să simtă sau să-și primească. La sfârșit o să facem și un sharing, să vedem dacă v-ați primit măcar un răspuns sau... Știi că pică ca pisa, așa. Aha, chestia asta nu știam. Sau o știam, dar nu conștientizam. Sau, da? Măcar un singur lucru, dacă fiecare a înțeles ceva, e bine. Dacă n-a înțeles nimic, tot e bine pentru că, fără să ne dăm seama, în plan subtil, energiile se transmit. De la mine către dumneavoastră, de la dumneavoastră către mine și între voi. Bun, abandon. Greu. Dar nu e imposibil. Nu uitați că, de fapt, tot ce trebuie să știm noi este că ne învârtim în jurul credinței. Credința este cea în divinitate, este cea care pune motorul în funcțiune. Credința este iubirea necondiționată. De la Dumnezeu vine iubirea necondiționată, noi îi dăm credință. Deci schimbul acesta trebuie tot timpul să-l avem prezent în minte. Și că suntem ființe luminoase. Mai sunt unii care au venit de pe alte planete. Dar aici pe pământ suntem toți egal. Iar sus în cer, suntem toți ființe luminoase. Și că suntem pe alte planete sau de pe pământ și-au ales fiecare unde să se ducă la întrupare. Dar, repet, această perioadă a Pământului, încep și eu să înțeleg și să simt. Este adevărat. Ne-am ales să venim aici. Așa că aveți grijă la gânduri. Aveți grijă ce gândiți de acum înainte. Ce materializați. Nu coborâți tacheta. Nu vă duceți în întuneric. Nu vă puneți în suferință. Și prin liber arbitru, alegeți să vă fie bine. Alegeți să participați activ la ridicarea vibrației Pământului. Și nu uitați de ora 22 și 10 minute.
să nu cumva în seara asta la 22:20 când ați văzut că vai, ce-am făcut, n-am făcut, n-am, nu contează. Eu v-am spus, eu acum am vorbit dincolo de voi și de mintea voastră aglomerată. Spiritul vostru știe. Chiar dacă vă uitați la ceașe 11, spiritul vostru la 22:10 o să facă ce are. Da? Dacă puteți și voi conștient să faceți, e și mai bine. Dacă n-ați făcut-o, nu vă puneți la zid și indiferent ce faceți, nu vă puneți la zid, nu există bine sau rău. Nici la voi și nici la voi. Nu există bine sau rău. Există experiență de viață. Și odată ce o să înțelegeți chestia asta, nu o să vă mai puneți în suferință. Uite ce a făcut ăla. Uite ce mi-a făcut ăla. M-a înșelat, m-a bătut, m-a aia. Într-un fel sau altul ți-ai cam ales. Pentru că într-un fel sau altul, cam prin liber arbitru, ce cauți acolo în frățioare, dacă nu vrei să stai? Da? Și dacă în continuare stai și nu-ți găsești răspunsuri, înseamnă că ai de plătit ceva și tu. Cine știi ce-i făcutul ăla într-o altă viață? Da? Asumați-vă responsabilitatea vieții voastre, înțelegeți că nu există bine sau rău, nimic nu este întâmplător, sunteți exact în locul în care trebuie să fiți și momentul în care actual, acum, sunteți, este urmarea ori a destinului vostru pe care l-ați ales înainte să veniți, ori a plăților karmice, ori a liberului arbitru, și ori nu era cuvântul potrivit, era și. Adică toate la un loc. Alegeți voi care vi se potrivește. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Să fim iubire. Și orice ni s-ar întâmpla în viață, să nu abandonăm motorul. Credința și iubirea necondiționată. Asta e motorul care pune lumea în funcțiune. Iubirea necondiționată și credință. Eu sunt o persoană venită pe misiune de iubire necondiționată, pe care vă dăruiesc acum cu toată dragostea mea. Dar toți avem această misiune. Eu am poate să o fac cunoscută, dar voi, personal, toți aveți misiunea voastră personală de viață, iubirea necondiționată. Și când spun iubire necondiționată, simt nevoia să vă aduc aminte de natură. Să știți că natura are nevoie de iubirea voastră. Nu mai treceți pe lângă o floare sau un copac sau un fir de iarbă fără să zâmbiți bucuroși că-l vedeți. N-ați văzut atâtea filme apocaliptice în care arde totul? Bucurați-vă de ce aveți în jur. Bucurați-vă de o zi frumoasă. Bucurați-vă că ați ascultat melodia preferată la radio. Sau că e soare afară sau că plouă. Pentru că nu la toată lumea place soarele sau displace ploaia. Când o să începeți să vă bucurați de lucruri mici și o să vă trăiți prezentul, o să începeți să primiți și lucruri mai mari. Noi știți cum suntem. Noi suntem aici și am vrea să ajungem la ușă, da? Dar noi nu vrem să ajungem la ușă așa. Noi am vrea așa. Deci, nu se poate. Tu zici, dă-mi, Doamne, și mie o mașină nu știu de care, dă-mi și mie o casă nu știu de care, dă-mi, Doamne, un iubit nu știu cum și nu știu cum. Și îngerii stau așa în jurul și aș vrea să spun ceva, că nu știu cum ei, că dacă voi aveți mintea atât de aglomerată, nu aveți niciun moment în care să intrați în contact cu ei. Aș vrea să spun, zi mersi pentru iubitul ăsta prostăpit cum e, dar zi mersi pentru el, că l-ai. Zi mersi pentru mașina asta, că o ai. Zi mersi pentru casa asta, că o ai. Pentru cei pe masă, că ai. După ce ai spus mulțumesc cu recunoștință și chiar simți, ca sentiment, că nu e suficient să, doar să mulțumiți. Mă, poate îți dau și mai mult. Dar dacă tu nu ești mulțumit de ce ai, poți să-ți dau eu altceva? Că tu nu ești mulțumit cu ce ai, adică... Tu nu trebuie să-ți dau altceva, că nu poți să fii la fel de nemulțumit și de restul.
asta, tu de ce ar vrei să ne mulțumim? Repede și la obiect. Bine, dă-mi stai acum că alegi unul. Că nu mai am un... Că n-am deloc. Da. Îmi scrie-te pe Instagram. Să spun, dar așa mi-a venit răspunsul. Nu știu, cred că mai sunt în sala asta. Nu despre mine era vorba. Da, interesant. Poate să sari? Dacă nu ai avut, ai fost mulțumită de el? Dar e adevărat, însă ce nu înțelegeți este că nu există nimic întâmplător. Dacă ăla a fost, ăla trebuie să fie și tu din întâmplarea aia trebuie să iei cel mai bun din el. Iei cel mai bun din el, treci mai departe, nu iei cel mai bun și de te adâncești în neiertare și în ură și în mânie, tot acolo rămâi și te învârți așa ca roata. Adică ca hamster. Trebuie să găsești de ce bun pe care mulțumești pe el. Exact, vedeți măcar 10 puncte să mulțumești că ăla-i. Vezi cum o să vină, vezi cum te comporți. Și aici nu e neapărat că toți așteptăm. Vai, dar n-am negândit, dacă nu sunt iubită, nu pot să fac lucruri frumoase, dacă nu sunt iubită, aș vrea totul și eu, și eu, și eu. Și așa e. Într-adevăr, suntem, cum să spun, suntem suflete care își caută perechea. Și oricum venim în grupe de suflete de câte minim 32 de persoane. Păi dar numai familia dacă te opui pe listă și... Nu te gândi la 32 de iubiți. 32 de ceea ce nu e rău, by the way, înseamnă că te experiența trebuie să treci, care e problema? Important este cum... Da? 32 minim de suflete, până la 100 de mii. Acum depinde câți oameni intri în interacțiune în viața ta. Câți oameni intri în interacțiune și în viețile anterioare, e vorba și despre asta? Da, deci dinainte venim în grupuri de suflete, 32 sunt alea... Da. În general, să știi că tot cam pe acolo vă îmbrâniți. Adică tot cam mama, tata, mătușa, unchiul, fiul, fiica, iubita, nepoata, cumnata, doar că se schimbă rolurile între ele. Da? Deci tot cam pe acolo se învârt persoane. Deci... Venim în același lucru între între 32 de suflete. Asta nu înseamnă neapărat că te întâlnești cu toate, dar nu înseamnă neapărat că sunt doar 32. Asta s-a dat pe Bela. Cine a scos-o acum? Domnul ăla, dar am suportat discuția prea mult. Domnul care mă susținea unde. Da. Și aia e altă treabă. Are încovrit. Da. Și cred că a venit momentul să vorbim de iertare. Apropo de grupurile de suflete și de faptul că nu veniți întâmplător. Și că nu vă întâlniți întâmplător cu anumite persoane. Și că și ăla care vă înjură în trafic, nu aveți voi de unde să știți ce ați făcut într-o viață anterioară și să ziceți mersi, Doamne, mulțumesc cu recunoștință că doar atât a fost. Da? Dacă vrea cineva să spună ceva, eu vreau să aud. Despre Renuca Imare, ceva așa, ce? Ajungem. Acum vreau să spun de iertare. Ca să-mi treacă ideea.
Mai mult de jumătate dintre voi ați venit cu iertări nefăcute. O să facem atunci mai multe, mai facem. Să știți că nu o să puteți să treceți mai departe până nu vă faceți. Este foarte greu, teoretic. Dar practic este doar o alegere la nivel mental. Pentru că dacă ați făcut-o aici, inima este prima care vrea să... Și cum să completați de dorile, ca să poți să intri? Vreau să fac asta! Punct! Acum! Ia să-i trec eu pe toți pe listă! Ia na, lista! Și eu pe rând! Iartă! Te iert! Ești liber! De tot ce a fost și ce. Ce nu pot eu să iert sau tu să ierte Iisus. Doamne ajută-ne, facă-se voia ta. Treci la următorul și dacă ți-a două săptămâni, lista două săptămâni o faci. Sau o lună. Mai gândind. Nu mai gândind, dar dorit, nu. Gândind. Odată ce tu ai dat drumul gândului că vrei într-adevăr să faci, sufletul e deja pregătit pentru asta. Sufletul își dorește ca voi să luați decizia să îi iertați. Dar știți când o să începeți să iertați? Când o să începeți să înțelegeți că în vieții anterioare voi le-ați făcut mai rău. Și să ziceți mersi că e doar așa. Deci când o să începeți să conștientizați că tot ce ți se întâmplă, că vi se întâmplă în viață, absolut orice. Și repet, nu credeți că sunt zen toată ziua și că nu mă enervez pe unul și pe altul. Dar eu știu la sfârșitul zilei că după ce a trecut momentul ăla, Doamne iartă-ne! Și măcar atât să fie. Da? Deci, iertarea este foarte importantă. Nu poți să treci mai departe dacă nu-ți faci iertări. Nu poți să evoluezi ca spirit dacă nu-ți faci iertări. Nu ai cum. Ai o problemă, te-ai întors în viață. Nu știu dacă te mai întorci în viața următoare, că tocmai spuneam că se încearcă trecerea din legea karmei în legea iubirii cu planeta Pământ. S-ar trebui din altă planetă, mai nașpa, scuzați cuvântul, și s-o îi dă la capăt. Păi și ce-ți convine dacă sunteți aici, dacă primiți astăzi informația asta, dacă începeți să conștientizați la spirit, că aveți posibilitatea, acum e momentul, Dumnezeu, prin toți îngerii, serafinii, herubinii, arhanghel, vântori, unii chiar întrupați, vi-a trimis în cale ca să transmită energii subtile, care să vă ajute pe voi să luați deciziile bune și să salvați karma, să o curățați și așa mai departe. Încă o dată, nu cereți curățarea karmei, nu cu mine, faceți-o cu alții. Eu nu mi-asum responsabilitatea, da? Decât eu pot să o fac. Într-o meditare, știu să o fac, dar o fac cu unul care, frate, la știe și își asumă, nu așa în grup. Da? Deci doar personal. Asumă-ți că vrei să scapi de bagajul ăsta cu care îl trăști și că vrei o viață nouă. Și atunci, toți îi știți pe aia pe care mi-ați iertat. Și stai liniștiți că dacă vă cresc o foaie de hârtie în mână, în față și un fix, și începe să scrieți, o să fiți surprinși. Cum vă aduceți aminte de colega din clasa a șaptea care te-a călcat pe coadă odată și tu te mai gândit vreodată la colega din clasa a șaptea? Niciodată. Dar îngerul tău zice, trece-o, fă iertarea și cu ea. Faceți iertări. Luați foaia de hârtie. Scrieți toate numele care vă vin în minte. Începeți, bineînțeles, cu aia care îi știți voi cel mai bine. Acceptați că tot ce se întâmplă, așa a fost să fie. Că fiecare om
Este o entitate, o lumină care trece printr-o experiență, care nu este neapărat legat de voi și că fiecare ia deciziile cu liber arbitru cum să se comporte. Și că voi sunteți singurii care vă puneți în suferință că tâmpitul ăla sau tâmpita aia nu știu ce face. Da? Și aici am dat cele mai ușoare exemple cu iubiții. Că de fapt, credeți-mă că cele mai grele exemple sau cele mai importante vin mama ta. Da? Știți asta, da? Mama ta. Acolo trebuie să lucrați. Puteți să-i treceți. Eu îmi trec și copiii pe listă. Preventiv. Mai nervească câteodată că... Da! Depinde cum reacționezi. Și important e să conștientizezi că tu în momentul ăla cobori. Da? Și nu e ok. Cu atât mai mult tragi după tine. Uite, și ăla săracu acolo stă și așteaptă. Iartă-mă. Și tu ai uitat. Sau ai senzația mea. Dar iertările începeți cu mama, tata, copiii. Chiar dacă nu mai sunt în viață. Iubiți. Și așa mai departe. Poate. Și mai repet o dată. Iartă-mă! Voi cereți întâi iertare, pentru că dacă ați fost puși în niște situații în viața asta, este clar că într-o altă viață voi ați călcat pe bec. Da? Iartă-mă! Pentru... Și poate aveți și să-i... pentru ce să-i cereți, adică și exemplificați, că poate i-ați făcut ceva anume. După care, te iert! Și puteți să exemplificați pentru ce iertați. După aceea spune, ești liber și sunt liberă. Ce nu am putut noi doi să iertăm, să ierte Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, iartă-ne păcatele. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin, facă-se voia ta, Doamne. Simplu? Problema mea se poate alătura cu... Bineînțeles. Credeți că spovedania vă ajută dacă dumneavoastră în inimă nu ați iertat? Dumneavoastră la spovedanie vă duce să vă mărturisiți păcatul, să faceți iertarea propriu-zis. Da, așa și când e ca să fie și să cere. Sigur că da. Dar eu vorbeam de iertarea dintre o persoană și o persoană. Acum dumneavoastră v-ați dus direct la Iisus. E ok. Dar eu vorbeam de iertarea între mine și dânsa. Și despre asta era vorba primului. Iisus să ierte ce nu mai putem, ce nu putem noi să iertăm. La spovedanie te duci și cer ce vrei tu să-ți ierte, da. Normal. Să știți că nu sunteți întâmplători pe pământ și dacă sunteți aici pe pământ și faceți ce faceți și trăiți ceea ce trăiți, așa trebuie să fie. Conștientizați asta că nu există bine sau rău. Există. Punct. Da? Și odată ce înțelegi că ăla de lângă tine își trăiește și el experiența lui, că te rănește pe tine, e ori că o face intenționat, ori că tu te bagi unde nu-ți fierbe oala sau te pui aiurea în suferință, atunci e mai ușor. Da. Asumați-vă această călătorie. E a voastră. Voi ați decis-o și... Să ne vedem cu bine în cer. Zic. Vreau doar să vă mai spun așa, că îngerii sunt în jurul vostru. Ei sunt zi de zi în jurul vostru, însă ei nu pot să intre în contact cu voi. Spre deosebire de alte entități divine, îngerii nu pot să facă nimic în viața voastră dacă voi nu le cereți ajutor.
De la banalul loc de parcare, de la mall, până la ce vreți voi să realizați, ei vă ajută. Trebuie să aveți încredere, să nu vă milogiți, am mai discutat asta. Pentru că nemilogindu-vă, de fapt, le dați lor încrederea, adică le arătați încrederea pe care o aveți în ei. Și în afară de asta, cel mai important lucru pe care eu l-am învățat în ultima vreme și mai ales după ce am venit din Brazilia, să nu uitați să mulțumiți. Să mulțumiți cu recunoștință pentru absolut tot ce aveți. Și dacă aveți o boală, și dacă aveți o supărare, mulțumiți cu recunoștință inclusiv pentru aia. Și spuneți, Doamne, îți mulțumesc că sunt în situația asta. Ce am eu de învățat din situația asta? De ce sunt eu acum aici? Și o să vedeți că nu e nimeni de bine. Asumați-vă răspunderea propriei vieți. Încetați să mai dați vina pe ceilalți. Ăla e de vină, că m-a făcut să supăr. Mama e de vină, că nu mi-a dat nu știu ce. Părinții, bunica, neamul, țara, planeta. Nu. Nu e nimeni de bine. Voi vă trăiți viața voastră. Viața voastră este așa cum trebuie să fie. Voi sunteți în punctul în care trebuia să fiți. Punct. Asumați-vă răspunderea propriei vieți, nu mai dați vina pe alții și înțelegeți că ceea ce trăiți este ceea ce v-ați ales să trăiți sau ceea ce aveți de trăit. Și acum asta. Știi vorba aia, din rahatul ăsta, cum să fac bici? Nu știu, găsiți voi să puțin. Da? Găsiți voi ce anume vă place. Nu știu, mie, eu decapătez mașina, nu să mă prind de nebună, cum mă zic la maxim și gata, am uitat că o să crape. Adică, indiferent ce anume m-ar stresa sau m-ar pune în suferință. Da, dar nu mașină. Păi nu am vorbit despre mulțumire mai devreme cu recunoștință, am zis. Al treilea punct important este să mulțumești cu recunoștință. Mulțumirea este foarte importantă. Și asta am și spus. Inclusiv în situații în care aveți senzația că Dumnezeu are ceva cu voi și vă pune să treceți cu niște situații. Doamne, ce se întâmplă? Ce ai făcut cu mine? Vă vorbesc din experiență. Pe mine m-a lovit exact unde m-a dus mai tare. Pe copii și pe fizic. Și mi-a luat ani de zile să trec peste. Acum am înțeles de ce. Și aștept urmările. Bonus. Ha? Bonus. Da. Nu, am înțeles de ce m-a făcut atâta. Acum aștept să mă facă înapoi atâta, că să zice că aș fi pe drumul pe care vroia el să fiu. Da? Dar ca idee, m-a lovit acolo unde mă durea mai tare. Și în general, dar nu m-au lovit ei. Nu m-a lovit Dumnezeu. Eu trebuia să fac un lucru, nu eram pe drumul ăla, ca să-mi atrag atenția, trebuia să mă aducă cumva. Și atunci, prin liber arbitru, eu fiind pe coclauri, el m-a luat după coclauri și m-a pus în mijlocul autostrăzii. Și eu acum ce fac? Ce s-a întâmplat cu mine? Ce vreți de la mine? Dar de ce îmi dai mie, Doamne, asta? Dar de ce copiii mei? Dar de ce copiii mei? Dar de ce nu m-ai lovit pe mine? Pentru că nu învățai. Pentru că tu treceai peste. Pe când dacă te lovești acolo unde te doare, înveți mai repede. Credeți-mă că nu m-ați văzut deci. Ce repede prind din urmă. Da? Și asta v-am dat un exemplu ca să înțelegeți cum vine treaba. Și cerșetorul care stă pe stradă într-o cutie și-a ales să trăiască această viață. Ideea este cum iese el din cutia aia, se angajează, își ia o garsonieră și face familie. Asta este ideea. Da? Cum depășește el situația în care este pus.
multe conversații cu Dumnezeu, nu? Da. Știți că autorul trăia într-o cutie în boschet, da? Și acum e milionar. Bun. Dar și cartonul era același iar el, el este cu prezentul. Da, el este cu prezentul. Da. Mai am și lecția asta un pic așa de lecția. Fiecare dintre noi avem, suntem, cum să spun eu, ma, să nu credeți că dacă eu vin acum și vă vorbesc dumneavoastră, wow! Toată lumea trece prin stări, momente, are probleme, are un stres sau altul. Asta este viața. Important e nu vă lăsați dovorâți de ele. Întrebați ce aveți de învățat și pentru orice ar fi mulțumiți cu recunoștință. Mulțumesc cu recunoștință, mulțumesc cu recunoștință, mulțumesc cu recunoștință. Cui vreți voi? Când lucrați cu îngerii și ei încep să vă ajute, o să vă ajute. Nu începeți să fiți dominați de ego. Mașina, nu știu de care. Am primit mașina. Mi-a dat o XRS. Și uitați să mulțumiți de fapt că XYZ nu contează cum a ajuns mașina aia la voi. Deci am dat, de exemplu, mașina că l-am preluat în zbor. Nu mai contează cum a ajuns mașina aia la voi. Voi aveți în fața ochilor și spuneți, deci eu am mașina. Ha! Punct. Ați uitat ce era mai important. Mulțumesc cu recunoștință pentru mașină. Ba nu, pentru că am muncit, am făcut împrumut la bancă și mi-am cumpărat mașină. Și ea mea și eu am făcut. Nu e chiar așa. Lucrurile se noadă sau se desfac în funcție de gândurile, trăirile și energia pe care voi o dați. Începe să dați energie pozitivă. Începe să vă bucurați pentru orice lucru mărunt și o să vedeți cum se schimbă energia în jurul vostru. Începe să căutați până dacă suferiți de vreo boală. De ce? Ce înseamnă boala asta? De unde vine boala asta? Ce am eu de făcut? Pe cine n-am mai supărat, am mai supărat sau n-am iertat sau... Da? Știți, partea stângă, partea masculină, partea dreaptă, partea feminină, căutați. Sunteți spirite luminoase și puteți să fiți și autodidacți. Netul este o enciclopedie. Plus și cărți. Plus cărți. Nu poți să schimbi viața, există toate cauzele, spirituale ale bolilor. Nu știu de ce vorbesc despre boli. Poate este, poate nu sunteți bolnavi, dacă nu e așa, bine să spun. Sau poate că printre noi sunt oameni care aveau nevoie de astfel de informații, da? Îngerii sunt mesagerii lui Dumnezeu. Dumnezeu vibrează pe o vibrație atât de mare, încât noi oamenii de pe pământ, nu mulți dintre noi pot să vorbească direct cu Iisus, cu fecioara, da, dar nu mulți pot să vorbească direct cu Iisus și cu Dumnezeu. Și de aceea au fost trimiși îngeri. Îngerii sunt interfața, da? Noi suntem aici, acolo sunt ei, aici sunt îngeri. Este ca și cum ai vrea să vorbești cu cineva în America, eu pot să vorbesc și telepatic, dar dacă nu pot să vorbesc telepatic, ia telefonul, alo, bună, ce faci? Îngerii sunt telefon. Bună, doamne, doamne, știi, eu am problemă de asta. Te rog frumos, uite, acum îi spun îngerului, te rog du-te la doamne, doamne, problemuța și ajutați-mă. Nu știu, dacă este scris să fie așa, dacă este scris să vă ajute, vă ajută. Dacă nu vă ajută, înseamnă că trebuie să treceți prin asta. Hai să facem asta. De câte ori nu v-ați rugat, că sunt destule fete aici, în sală. De câte ori nu v-ați rugat, și am observat că a plecat omul, nu știam de o să plece. De la ce? Nu, domnul a venit să mă vadă pe mine. Domnul care m-a întrebat ce înseamnă meditație și a luat un pic la tine. Am zis că
răbdare ce am văzut. Cum a venit în curiozitate pur masculină? Să trecem. Iată că mi-am distrat cu domnul, distras atenția cu domnul. Ce ziceam? Ziceam că... Fetelor, mai ales fetelor, nu v-ați rugat la un moment dat în anumite situații ale vieții voastre. Doamne, 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 doamne! Atunci vine înapoi, fără la... Sau... Și ce l-a da? Nu! Stai! Asta, că ți-l aduce atunci, e bine, că... Dar iată cum te trezești tu peste 2-3 ani, gândești liniștită, în altă relație. Foarte bine, mulțumesc, că vine ăla! Uite, ce, ce... Ai chemat? Deci aveți grijă ce vă doriți. Nu mai, nu mai dați energie pe momentul ăla. Deci ieșiți un pic, faceți un pas în spate de situația respectivă și gândiți-vă cu adevărat, cu plus și minus, dacă vreți pe hârtie. Vreau sau nu vreau? Tu vrei? Doamne ajută! Deci, faceți un pas și dacă sunteți sigure, emiteți dorința și lăsați-o acolo. Nu trageți în fiecare zi de clopoțelul ăla, că deranjați. Da? Hai, umflu un balon, lecoat. Și Doamne, nu știu ce. Și da, și după aceea, a, da, oare, dar nu știu dacă mă ascultă pe mine, chiar așa, dar e bine, dar iar îi dau drum, mai, dar totuși îi dau. Dar stai, 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 mai stai. Cum știu să faci că îngerii voștri, știți cum fac? Ce să nu deci, are valoare sau nu are valoare? Are credere sau nu are credere? Ei sunt mesagerii lui Dumnezeu și sunt trimis special printre voi ca să vă ajute. Nu pot să vă ajute decât dacă voi le cereți. Asta să țineți minte. Toată lumea pe care o știți din ierarhii înalte vă pot ajuta și dacă vă văd în anumite situații. Îngerii nu pot. Îngerii ei stau lângă voi cu foarte mult devotament și cu enorm de multă bunătate și iubire necondiționată pe genul. Sunt și eu aici. Da? Mă vezi? Mă simți? Ai nevoie de mine? Cheamă-mă și voi veni. Nu pot să intervin. Dacă voi nu emiteți clar rugăciunea și iau de îngerii voștri cu curăță. Dacă voi nu spuneți clar, vreau și eu chestia aia, îngerul meu, te rog, m-am spus de la cel mai banal loc de parcare de la mor. Dar nu așa, m-aș fi. Vreau și un loc. E, da, nu cred că găsesc chiar în față. Da, aș vrea un loc. Trebuie să fie intenția foarte clară. Intenția clară, aia. Mulțumesc cu recunoștință, am încredere, punct, și am lăsat-o. Acum că se întâmplă mâine, că se întâmplă peste 2 luni, că se întâmplă peste 1 an, atunci trebuie să se întâmple. Da? Dar nu fiecare seară. Da, Doamne, și mie, da, Doamne, și mie, da, Doamne, fiecare seară același lucru. Și vă spun în experiență. Da? Mai vroiam să vă spun că îngerii nu au sex. Nu sunt nici femei, nici bărbați, sunt androgini, ele nu au aripi. Ei sunt... Ați văzut poze cu sfere luminoase? Da, aceia sunt îngeri. Și eu mă gândesc de fiecare dată când mai fac poze, zic, a, să apare și mie în poză. Și după aia imediat pe mine și zice, ăsta este ego. Adică că vreau să-mi apară și mie în poza mea. Ei apar când vor să apară, da? Bun. Asta nu înseamnă că nu sunt în jurul nostru. Aveți câte 2 îngeri fiecare de la naștere. Unul este permanent, unul pierdeți sau îl aduceți înapoi în funcție de cum vă faceți misiunea de viață. Când faceți nefăcute, el pleacă. Când
faceți lucruri bune, el vine și mai bine și cu alții după el. Deci sunt o mulțime de îngeri în jurul nostru care stau degeaba și așteaptă pe cineva să zică îngerași, vă rog. Și acum am să vă învăț o formulă prin care să-i chemați. Spuneți așa, în orice situație. Rog îngerii sau trimit îngerii. Că puteți să-i rugați pentru voi sau să-i trimiteți alții, da? Toți îngerii care vor, pot, știu și trebuie să ajute, nu mai zic o dată, care vor, pot, știu și trebuie să ajute. Aceste patru cuvinte, da? Care vor, pot, știu și trebuie să ajute, să facă ce vreți voi să facă, da? Dacă ați scrie pe o coloană verticală Angel, știți ce înseamnă? Știe cineva ce înseamnă Angel? Nu? Înseamnă Set Now God Eternal Love. În traducere liberă, accept acum iubirea eternă și necondiționată a lui Dumnezeu. Ăștia sunt îngeri. Și oricine v-ar spune că nu există, nu-i crede. Pentru că ei există și pe pământ într-o pație. Și nu toți au fost bucuroși să vină, dar o fac pentru a vă ajuta. O făcut-o pentru a vă ajuta. N-am vorbit despre Arhanghel și vreau să spun câteva cuvinte. El este Mihail. El este Rafael. El este Gabriel și el este Metatron. Mihail curăță și protejează. Rafael vindecă. Gabriel este vocea lui Dumnezeu. Va duce mesajele de la Dumnezeu. El este cel care a vestit-o pe Fecioara Maria că îl va naște pe Iisus. Iar Metatron este un fel de patron al Pământului. Este din rang înalt de înger, fiind singurul dintre ei, era să zicem ce noi, dintre ei care a fost trăit pe pământ, a fost uman la un moment dat. Fiecare dintre ei vă ajută. Rafael vindecă, iar Mihail curăță. Acum eu am să invoc și o să facem două meditații în una, pentru că așa primesc că aveți nevoie de multă curățare, iertare și vindecare și după aceea o meditație frumoasă în care intrăm în contact cu Îngerul Păzitor. Da? Și apoi trei persoane o să ne spună ce. Da, urlă în mine de mai devreme două chestii. Unu, cei din jurul nostru sunt oglinda noastră. Da, așa este. Dacă noi în interiorul nostru suntem chirciți, cei din jurul nostru sau cine vine în jurul nostru va fi la fel. Așa este. Nu trebuie să acceptăm. Și era erau 4-2 ale spus. Da, și al doilea? Dacă nu ne iubim pe noi, nimeni nu ne iubește. Asta așa. Deci, așa cum eu cred că asta cu iubirea, n-am mai spus-o, pentru că
probabil au avut alte mesaje mai importante să vă transmită, pentru că când am vorbit de atâtea ori de iubire necondiționată, vă rog frumos să înțelegeți că iubirea trebuie să vină și din voi. Eu de mic aveam o vorbă, dacă eu n-am încredere, bunica mi-o spunea, maică, dacă n-ai încredere în tine, n-o să aibă nimeni încredere în tine. Așa și cu iubirea. Dacă tu nu te iubești, de asta v-am spus de la început, sunteți spirite luminoase, frumoase, deosebite și Dumnezeu vă iubește. Este implicit că voi trebuie să vă iubiți pe voi ca să puteți să dați mai departe. Iar cei din jurul nostru, așa este, sunt oglinda noastră. Dacă cineva te enervează rău, gândește-te, ce m-a enervat la asta? Ce am eu de schimbat la mine? Ce s-a întâmplat în situația asta? De ce m-am enervat atât de rău? Ce anume m-a deranjat atât de tare? Și vedeți dacă nu se regăsește și în voi. Da? Dar asta cu analizatul situației, cu dat un pas în spate și văzut ce se întâmplă, am spus-o și faceți-o. Și aia cu iertare. Haideți să facem o meditație. După cum am spus eu, n-am făcut meditații, la atunci a fost prima dată când am făcut o meditație. Rezultatele m-au copleșit pur și simplu. Pentru că exact despre ce vorbeam, despre abandon. Eu care sunt în stare să fac eu pentru mine meditații, cum aș putea să cred că sunt în stare să conduc o meditație la 200 de persoane sau la 50 de persoane. Mesajul era 100% clar. Și am făcut. Și a fost bine. Iar astăzi mesajul a fost mai până încă una. Vedem ca aia. Și să le facem pe amândouă. Vreau să vă anunț de dinainte că sunteți într-un spațiu sigur, protejat. Că Roxana s-a ocupat de acest lucru. Și Roxana e un spirit puternic și vă dă foarte mult, doar prin simpla ei prezență. Și că această curățare vă va însoți și în următoarele zile. Și să fiți atenți la semne. Semnele pe care le veți primi și care vă vor arăta sau vă vor da răspuns la întrebări pe care voi le aveți. Și pe care poate în momentul ăsta vă uitați că nu le-ați spus sau nu ați primit în acest seminar în răspunsurile întrebării astea. O să le primiți. Concentrați-vă pe ce informații ați primit. Și mulțumiți cu recunoștință, nu mie, lor. Iar dacă după ziua aceasta lucrurile în viața voastră se pot schimba, luați-o tot e de bine asta, da? Orice ar fi, e de bine. Și dacă e de rău, e de bine. Știți vorba aia, da? Tot rău spre bine. De multe ori mi se întâmplă un lucru rău și aveți senzația că, wow, ce mi s-a întâmplat? Dar dacă am fi conștienți de ce ar fi putut să se întâmple și cum îngerii și-au făcut treaba și v-au protejat, habar n-aveți cum ați mulțumi în genunchi. Așa că luați tot ce vi se întâmplă ca un fapt pur și simplu și asta e, hai să trecem și peste asta. Și nu cădeți în vibrații joase, tristețe, ură, mânie, neiertare, frică. Aveți încredere. O să facem o meditație pe care eu n-am mai făcut-o cu nimeni. Și cred că n-am mai deschis cartea asta de un an. Și am deschis fix la meditația asta. Deci era clar că trebuie să
picioarele să nu fie încrucișate. Să țineți ochii închiși și să dați frâu liber oricărei emoții bine. Eu vin pe o energie masculină, deci dacă câteodată vorbesc mai ca la școală, am terminat și pedagogicul, să mă scuzați, dar tot ce fac și tot ce vreau, tot ce vă spun este cu iubire necondiționată. Iar eu i-am invocat aici pe arhangeli și suntem înconjurați de energia lor și ei sunt aici. Iar Rafael a venit să vindece. Așa că dacă vă vine să plângeți, să urlați, să puneți ceva, vă rog să o faceți. Închideți ochii și concentrați-vă. Începem prin a respira. Respirația este foarte importantă. De fiecare dată când aveți o problemă sau un stres, respirați adânc, pe nas. Și expirați pe gură. De mai multe ori. Pentru a putea lăsa energia să circule. Închipuiți-vă cum de deasupra capului vine un con de lumină care pătrunde prin vârful capului, prin creștetul capului, trece prin tot corpul și ajunge până la cea mai mică celulă atom-moleculă. Sunteți o ființă de lumină. Se duce până în vârful degetelor, se întoarce până în plex și vă pregătiți să spuneți cu vocea minții, suflând cu putere, așa, afară cu tot ce e rău în mine. Tot ce e negativ, tot ce nu am nevoie, toate energiile care sunt blocate și mă... Așa. Și mă opresc din misiunea mea de viață. Vreau să aud cu putere cum dați afară tot. Respirați profund și manifestați intenția de a elimina din sistemul vostru orice energie mai veche a mâniei de la nivelul spatelui, umerilor, gâtului și altor zone corporale. Respirați profund și conștientizați energiile care seamănă cu niște pumnale, săgeți sau arme ascuțite de atac, sunt scoase din corpul vostru. Pe măsură ce aceste arme sunt scoase și plutesc o vreme în jurul vostru, este posibil să vă dați seama cine le-a trimis. Manifestați compasiune față de persoana respectivă. Opuneți-vă oricărei tentații de a vă răzbuna pe ea. Rugați pe îngeri să vă trimită amândorora energie vindecătoare. Pentru a rupe astfel cercul vicios al atacului psihic.
dumneavoastră respirați profund și să eliminați aceste energii vechi care vă țin blocați. Suflați, dacă mai simțiți nevoia, să suflați afară energiile. Când începeți să vă simțiți corpul calm și senin, vizualizați-l pe Arhanghelul Rafael cum îngenunchează lângă voi și vă transmite energia lui vindecătoare, învăluindu-vă în culoarea verde. Smarald. Energia aceasta verde smarald vă intră acum în cor și vă vindecă instantaneu toate rănile lăsate de instrumentele de atac, astfel încât corpul vostru să revină la starea naturală de sănătate. Arhanghelul Rafael se ridică și face loc Arhanghelului Mihail, care vă înconjoară cu lumina lui violet albăstruie indigo. Lumină protectoare, o lumină care curăță, o lumină care vă va însoți și va împiedica pe viitor alte energii inferioare să vă rănească. Astfel veți fi purificat și protejat și de fiecare dată când aveți nevoie de protecție sau de vindecare, îi veți chema pe acești doi arhanghi. Sau vă veți simți înconjurați de culorile lor. Respirați adânc și încetul cu încetul vă întoarceți în această cameră. Nodul
Dar când simți astfel de lucruri, se face și mai profund. Și găscați până dați toate lacrimea afară. Deci, și să știți și în viață, când vă aflați la o întâlnire, la o cină, la prieteni, la film, la aia, și începeți să căscați, este curățare. Deci energia voastră se schimbă, ori îi curățați pe ceilalți, ori vă curățați pe voi. Iar dacă în ultima vreme mulți dintre voi ați avut depresii, nu a știut de unde să le luați, cum să le dau de cap, dar de ce, că n-am un motiv, da? Înțelegeți că nu sunteți treziți, nu suntem toți treziți și știm fiecare ce suntem, de unde venim și cum, dar noi ca misiune vă facem. Și dacă ar fost trimis să fii lucrător de lumină, de exemplu, și să, sau să curățător, da? Te-a pus în partierul Mercedes și tu, când este o anumită conjunctură astrală, tu curezi tot cartierul Mercedes și toate neștiind despre ce e vorba, nu? Nefiind trezit, neînțelegând despre ce este vorba, te trezești. Că ți-e rău, că ai știți, că e aia rău și tu zici, bă, dar de unde? Pentru că neavând protecțiile făcute, toate vin pe voi. Dar n-aveți ce să faceți, că dacă ați fost trimiși, că atunci când Dumnezeu zice, curăță astăzi, păi curăță! Te duci la mor și dintr-o dată, cureți, tu amorul! Și dacă ești acolo, înseamnă că acolo trebuie să fie. De-aia când mai aveți dureri sau din astea, spuneți, îngerați, vă rog frumos, ajutați-mă să trec peste asta, fac tot ce vreți voi, tot ce am de făcut și încă nici măcar nu mi-aduc aminte, dar luați-mi și mie de dureri. Rafael, pa, verde, ne-am înconjurat și așteptăm. Deci mie mi s-a blocat maxilarul acum de lați. Și știam de, adică nu știam exact de ce. După aia am aflat. Dar mi s-a blocat. Șans, mamă, la... poate de la dinți, poate de la... poate de la ORL, poate de nu știu unde. Toate sunt curățate. Și mi-am făcut programările și în ziua care trebuia să mă zic, ce? Ia uite mă și pot. Zic, arhanghele, Rafael. Te rog frumos, mi s-a blocat maxilar. Mi-a venit imediat mesajul. O să ai întâlnire unde nu ai voie să vorbești. Și am avut întâlnirea și am stat 3 ore și m-am uitat la ala care mi-a vorbit 3 ore. Și nici nu puteam să... atâta. Adică... câteva cuvinte puteam să spun. Bine, puteam, dar se vedea că nu sunt eu. Și am tăcut 3 ore. Păi eu în viața mea am tăcut 3 ore. Și imediat după aceea s-a vindecat maxilarul, da? Deci suntem tot timpul strântetați, să mai luăm un pumn de pastile, să mai... E mult mai simplu. Arhanghel, înger, v-am spus, vă doare ceva? Vă doare capul? Rugă-l, aici. Și mai am ceva de zis și nu știu ce? Nu, voi aveți de zis, eu vorbeam prea mult. Deci? Dureri de cap normal. Altceva, alt de simțit. Am înțeles foarte normal. Durere de stomac. Durere de stomac? Cine a zis tu? Da. Mai ești mult multe să vin cere în viață. Da. Dar dacă nu de asta, nu știu de mai față de dureri. Eu am trebuit să fac o cine și nu am. De toate ce să mă pot să sau au făcut, dar nu chestia asta. Nu vreau să zic că prin mine trece... da, trece o anumită energie, de un anumit vibre, de o anumită vibrație. Sunt foarte mulți profesori, oameni care de-aia mețin rău. Foarte rău aia mețin. Sunt foarte mulți oameni lucrători de lumină și toți sunt deosebiți, numai prin faptul că fac chestia asta. Da? Dar prin fiecare trece o anumită vibrație, în funcție de...
Să întreb ce? Dai tot o problemă, nu mi-a trebuit să întreb. Unde să fie să așa trebuie. De asta am spus. Profitați de faptul că eu sunt acum aici și v-am spus de la început că nu sunt eu și nu vorbesc eu. Aveți întrebări după meditație, un lucru care vi s-a părut anormal, am amețit, am întrebat. Pentru că eu vă răspund. Și nu vă răspund eu. Bă? Stai acolo că stai foarte bine și eu te-am văzut și te simt de când ai intrat. Stai liniștită. Da? Să curgă acum astăzi tot, să tot după seara, să vină să se ducă, da? Da, stai liniștită că stai bine. Și ai avut de două ori dorința să ieși din cameră, dar știi că nu trebuie. Da, stai acolo. Ți-a trecut? De ce nu ai energie? Nu ai energie pentru că te seacă cineva de energie, vezi cine te seacă, ia-ți un cristal și în cameră. Și alege conștient, nu-i mai dau voie, punct. Da? Cine mă seacă de energie? Soțul. Păi, frăție, de azi înainte tu nu mai ai voie, la revedere. Nu-i spui, te duci să-i spui lui, băi, vezi că nu mai... Păi, da, aleg eu ca spirit, aleg ca de asta nu-i mai dau energie lui ăla, punct. Deci, cine mă seacă de energie? Și cum vă protejați? Și un cristăluș și acolo ceva? Aș putea spune dacă un cristal pe doamna să face ca mai mai poate fiecare zi să ai corte. Asta ajungeam eu acum așa. Dar e bine că mi-ai adus. Bine, asta cu să rugați pe Arhanghelul Mihail să vină să vă taie corzile, e ok, dar aveți grijă când faceți asta, adică chiar trebuie să știți că mai sunt unele corzi care sunt benefice. E adevărat că corzile astea cu familia, oricât de mai puțin benefice sunt, ele se refac foarte repede, da? Deci nu vă închipuiți că le-ați tăiat și nu... Nu, ele se refac și bune și rele se refac, da? Bun. Arhanghelul Mihail vine și vă protejează. Și cu sabia lui, vă închipuiți că taie de jur împrejurul vostru corzii. Dar vom face chestia asta în meditația lui. Da? Bun. În meditația următoare, care este și ultima, o să intrăm în contact cu cerul nostru păzitor. Și am făcut-o un pic mai complexă. De data asta, pas noapte, când aveam somn. Și o să mai facem ceva. Ceva care sper să vă ajute și să vă fie benefic de amintire. Și exact cum vă spuneam, sunt foarte mulți profesori, sunt foarte multe seminarii, foarte multe cursuri. Fiecare are energia sa. Puteți să mergeți la două seminarii, despre, sau la 7 seminarii despre îngeri sau despre orice altă terapie sau orice alt subiect, să vi se spună același lucru și energia care trece prin oamenii respectivi să nu fie aceeași. Acum, depinde de la un om. Sau de la misiunea noastră personală. Eu, de exemplu, personal, eu tratez cu foarte mare respect seminarii. Pentru mine, săptămâna înainte de seminarii, eu nu mănânc carne și eu mănânc carne. Da, hai de. Da, deci, o tratez cu... Pentru că consider că, în primul rând, prin mine, eu dau. Da? Și... Îngerii spun, dar nu e chiar așa. He, pentru conștiința mea, eu vreau să fie bine. Însă în momentul în care un om vine și începe să țină un seminar,
este clar că se conectează la diferite energii. Nu mai este doar omul respectiv sau oratorul respectiv sau profesorul respectiv. El se conectează la anumite energii și acum, în funcție de pe ce cervii, te conectezi și tu la ce energii poți. Sunt unii care se conectează la energii foarte înalte. Și atunci, în seminarele lor, simți. Asta ca să nu pe viitor. Doamne ajută și să le dea sănătate Dumnezeu la absolut toți cei care fac oricât de mic ceva în sensul ăsta. Bun. Să trecem la... Doamne, să vină să mă lasați să dau eu o pagină, să văd dacă... A, da, asta mai trebuia să vă spun. V-am spus că ei nu au formă și nu au sex. Așa că să nu vă uimiți. Dacă în meditația următoare o să simțiți o persoană, o prezență de energie feminină și vă vine în minte un nume de bărbat. Da? Ei nu au sex, sunt androgini. De exemplu, Gabriel. Când spuneți Gabriel, vă gândiți la un bărbat, da? Este un arhanghel de energie masculină, feminină, pardon. Da? Deci cumva el... Da? Dar cu nume masculin. Bine? Da. V-am dat doar acest exemplu. Ca să știți, ca să nu fiți confuz și în timpul meditației, în loc să vă concentrați pe ce avem noi de accesat, să zici, aoleu, dar asta că asta e femeie și are numai de bărbat. Deci de asta v-am dat informația dinainte. Da? Să începem. Să respirăm. Profund. Începe să vă centrați în inimă. Să simțiți așa cum lumina asta care vine de deasupra voastră. Se localizează în inimă. Și vă umplu de iubire necondiționată. Și trece prin toate celulele corpului vostru, având locația în inimă, lumina asta se împrăștie în tot întoarce și suflăm încet afară tot ce este întunecat, toxic, negativ, nefolositor ființei voastre în acest moment. Așa. Șoptiți în interiorul vostru intenția de a comunica cu Îngerul vostru păzitor. Permiteți ființei voastre să aleagă o culoare. O culoare ce doriți să oferiți Îngerului. Poate să fie o culoare preferată sau poate să fie o culoare care vă îmbie acum. Alegem-o pe mine. Alegem-o pe mine. Focalizați-vă pe această culoare. Simțiți cum vă învărie și cum izvorăște din inima voastră. Vedeți cum culoarea începe să crească strălucește, se revarsă peste tot corpul vostru.
vibrația iubirii tău păzitor.
Rămâneți nemișcați și permiteți îngerului să vă transmită un mesaj. Poate să fie un cuvânt, o lumină, o culoare,